Indiferent care va fi rezultatul final și oficial al acestui referendum, nu mai avem, dacă am avut vreodată, niciun motiv să ne îndoim de noi înșine. Vom aștepta cu toții în mod democratic, în mod civilizat, rezultatele oficiale de la Biroul Electoral Central. Vom aștepta și vom respecta cu toții decizia Curții Constituționale. Le mulțumesc tuturor celor care, astăzi, prin votul lor, prin prezența lor, prin implicarea lor, au scris o nouă pagină, o pagină frumoasă, o pagină mare din istoria României. Nu a existat niciun fel de disfuncționalitate majoră. Consider, după alegerile locale, că această prezență masivă și dacă exit polurile se vor confirma și rezultatul votului, undeva spre 90% favorabil, reprezintă o nouă legitimitate pentru guvernul pe care îl conduc.